Sunt aici cu prietenul meu, Pavel Nemezniciuc, care este român, care este creștin, care este părinte și care a participat împreună cu noi la această deosebit de frumoasă întâlnire. Pavel, am aceeași întrebare pentru tine, care o am pentru toți oamenii. Cu ce simțământ pleci din locul acesta, de la această întâlnire? Mă bucur că am putut veni din mai multe denominațiuni aici și am fost ca unul singur. Eu cred că asta e împlinirea legii, dragoste între noi, între frați, să fim părtași și să fim împreună cu această familie. Să ne bucurăm cu cei ce se bucură. Da, și să plângi cu cei ce plâng. Asta e ce s-a întâmplat astăzi aici. Mă bucur foarte mult că am schimbat cuvintele astea și mă bucur de bucuria sufletului tău că ai avut o contribuție personală la ceea ce s-a întâmplat aici. Dumnezeu să asculte rugăciunea noastră de astăzi. Am avut o mare bucurie și plăcere să fim azi în sabat aici. Mă bucur foarte mult.